Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a decis astăzi revenirea la tarifele aprobate în luna iulie. Hotărârea a fost aprobată după ce membrii Consiliului de Administrație al ANRE au stabilit că nu există niciun temei pentru revizuirea tarifului. Cât vom plăti de luni pentru un kilowattoră? Știe colega noastră Mihaela Baciu. Mihaela, te ascultăm. Bun găsit, consumatorii din nordul țării vor plăti 2 lei și 23 de bani pentru un kilowattoră, iar cei din nord-vestul țării 2 lei și 33 de bani. Consumatorii din sudul și centrul țării vor cumpăra un kilowatt de energie cu 2 lei și 16 bani. Aceste tarife vor intra în vigoare în data de 9 noiembrie, adică de luni. Reprezentanții ANRE mai susțin că vor identifica ulterior o formulă de recuperare a devierilor tarifare înregistrate în anii precedenți de către furnizorii de energie electrică. De asemenea, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că luni va face unele precizări și în legătură cu noile tarife pentru gaz aprobate în 18 iulie 2015.